Catena susține obiceiurile, tradițiile și cântecele românilor. Farmacia inimii Catena. Sponsor Shield Up. Doamnelor și domnilor, Juliana Tudor! Bună seara, doamnelor și domnilor! E o seară cu totul specială. Trecem într-un nou an pe care toți ni-l dorim mai bun și cu siguranță mult mai liniștit. Ultimele ore din 2021 le vom petrece împreună, cu muzică, dans și foarte multe emoții, veți vedea. De ce? E simplu, începe finala sezonului 7, Vedeta Populară. Mai mult decât atât, în cadrul marii finale, vom face împreună numărătoarea inversă la trecerea dintre ani. Așadar, rămâneți cu noi până la miezul nopții. Cei mai buni 5 concurenți din acest sezon se vor lupta pentru trofeul Vedeta Populară. Marele premiu este de 100.000 de lei. Le spunem succes celor 5 finaliști și cu puțin înainte de miezul nopții vom afla numele câștigătorului acestui sezon. Așa că rămâneți cu noi, v-am pregătit o grămadă de surprize pentru această seară, pentru că știm cu toții, odată în an este Revelionul. Toată lumea știe, desigur, odată în plus, că la TVR1 România e populară. Dați-mi voie să salut juriul Vedetei Populare și în această seară, Grigore Leșe. Bună seara. Bună seara. Elize Stan, bună seara. Bun găsit tuturor. Niculina Stoican, bună seara. Bună seara. Cornelia Rednic, bună seara. Cu drag, bună seara. Doamne ajută, Bogdan Mihai Simion, bună seara. Bună, Iuliana. Vă doresc succes. Este o seară grea pentru juriu. Întotdeauna a fost așa, timp de 6 sezoane. Vom vedea ce se întâmplă în sezonul al 7-lea. Și îmi doresc doar atât. Să aducem în lumea culturii tradiționale încă un nume, încă un tânăr sau o tânără care să facă diferența. Și spun asta pentru că toți cei care au câștigat, după cum toți cei care au fost protagoniștii semifinalelor Vedetei Populare, sunt deja oameni care au pășit cu dreptul în cariere extrem de frumoase. Este un pariu al programului Vedeta Populară, să le susținem drumul ca artiști pe mai departe. Concurenții vor trece prin două probe în această seară. În ambele îi vor avea alături pe membrii Orchestrei Lăutarii din Chișinău, dirijor maestrul Nicolae Podgros, cărora le spun bun venit astă seară. Maestre, mare bucurie să fiți aici, în platoul Vedetei Populare, pentru finala Vedetei Populare și într-o seară specială, e Revelionul. La mulți ani, maestre! La mulți ani tuturor și vreau să spun că sunt foarte bucuros să particip la această frumoasă finală, gală frumoasă. Sper să fie un an frumos, că anul 2020-2021 a fost un pic mai greu. Să sperăm că 22 ne aduce bucurii mai multe în casele noastre și tot ce e mai frumos pe lumea asta vă doresc din sufletul meu, din partea Orchestrei Lăutare. Doamne ajută! Domnilor, doamnelor, mulțumim! Succes pentru această seară, maestre! Mulțumită de gal, așa cum ne-ați obișnuit. La mulți ani încă o dată și succes pentru această seară. Lăutarii și maestrul Nicolae Podgros. Vă rog să-mi permiteți să spun bun venit și junilor Sibiului, manager Silvia Macrea, cei care îi vor susține pe concurenți pe tot parcursul finalei. Îi veți vedea, de asemenea, în ținute de gală și vreau să-mi permiteți să mulțumesc celor care au sprijinit cumva venirea lor aici pentru Vedeta Populară. Consiliul Județean Sibiu, în mod special, mulțumirii doamnei președinte Daniela Câmpean. Și acum să înceapă finala. Prima probă constă în interpretarea unei melodii din repertoriul lăutăresc. Este o probă eliminatorie, conform regulamentului. Doar 3 concurenți vor merge mai departe și vor avea șansa de a se lupta pentru trofeul Vedeta Populară și marele premiu, mai spun încă o dată, 100.000 de lei. Marele premiu este oferit și în acest sezon de Farmacia Inimii Catena, sponsorul principal al emisiunii noastre. Mulțumim încă o dată pentru sprijin. Începem spectacolul din această seară și ne oprim în Bucovina. Gabriel este la a doua participare aici la Vedeta Populară. Tatăl și fratele mai mare sunt jandarmi. El însă a știut că vrea să cânte folclor, încă de când era foarte mic. Muzica lăutărească este o premieră, ne-a mărturisit pentru această seară, dar are mare încredere în melodia pe care a ales-o. Nu-mi e necaz că trăiesc, așa zice cântecul. Să-l ascultăm pe Gabriel Treteag. Succes! Haide, tată!
Și-am zis verde măr, domne, măi neică mă! Păi nu e necas că trăiesc, mi-e ciudă că-mi bătrânesc. Păi și nu mai pot să iubesc mă! Iubii două, iubii 49 și din 49 m-am rămas numai cu două. Of, măi lele, și-a mea lele, aia cu păr pe picele. Mângâșin, oale grele, auzi, maestre, că-i iubește-ne, că-i iubește. Auzi, Bogdane! Ia, stai că m-a strigat, ia zi! S-a strigat, eu! Păi cât mai poți la tine rețe. Așa. Spune-i tu, maestre, când îți o îmbătrâni fața, amărâtă ți-o fi viața, mă! Păi amărâtă cu necaz, ia-o-ți! Păi amărâtă cu necaz și cu lacrimi pe obraz. Of, măi lele, și-a mea lele, aia cu păr pe picele. Bravo! Bun! Felicitări! Oh, așa ceva! Sărut mâna! Păi stai puțin! Păi stai, dar să știi că eu nu te jurizez. Nu contează. Dacă, am înțeles. Mulțumesc! Felicitări, junilor! Bine ați venit la marea finală Vedeta Populară! Mulțumim Silviei Matre, Alesiei Sas. E cântalul Bogdan. Hai să vedem ce zice. Te rog. Cântecelul pe care tu l-ai cântat e mai degrabă din Telorman Giurgiu decât un cântec lăutăresc de orașe. Ceea ce numim noi muzică lăutărească, urbană sau orășenească, e mai degrabă un cântec pe care îl cântă lăutarii la țară, în Vlașca, în sudul țării. Asta ca să o lămurim. Cântecelul e adevărat la imprimat Romica Capuceanu, chiar cu Nelu Răducanu, colegul meu care a imprimat ultimele trei discuri cu Romica, într-o perioadă în care ea încerca și alt public. Eu admir foarte tare efortul și perseverența ta de a încerca, pentru că știu cât de greu ți-a fost să interpretezi acest cântec și mă bucur că ai ales un cântecel care să-ți vină mănușă. Vă mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim! Eliza Stan, vă rog! Gabriel are un glas absolut minunat. Tot ce cântă uimește și emoționează, cu certitudine. Într-adevăr, însă, se vede că nu este chiar genul muzical în care tu să te simți confortabil. Dar l-ai interpretat așa cum se cuvine. Sigur, a fost o variantă proprie, ca să spun așa, și poate tocmai asta este de lăudat. Că nu ai imitat și că ai venit cu varianta ta pe care ai simțit-o. Mulțumim! Felicitări! Mulțumesc! Te rog! Mie mi-a plăcut foarte mult. Eu și am ceva anișori. Tinerică, într-adevăr, dar cu câțiva anișori. N-am auzit un timbru așa frumos ca al tău și cred că meriți să ajungi foarte departe. Mulțumim! Grigore Aleșe, vă rog! În primul rând, timbru nu se potrivește până în capăt la cântarea asta. Tu orice ai face. Romica Capuceanu sau cântăreții, să dau câteva exemple dacă vreți, cântau un falset. Avea un fel de a se manifesta prin glas. Prin asta excelează lăutarii când se duc la petreceri. Așa că Dumnezeu îți ajute. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumim foarte mult. Aprecieri diferite, interesant și cred că și recomandări, da? Ai primit după această primă probă succes la proba a doua. Ne vedem vă mai mulțumesc. Târziu. Succes!
Ne oprim acum în Gorj, dragi prieteni. De acolo sunt bunicii următoarei concurente, care, deși s-a mutat la București când avea numai 10 ani, a rămas cumva ancorată în copilăria ei. Avea șanse de a reuși la conservatorul din Viena. Însă, asta însemna să renunțe la folclor. Pentru Ingrid, decizia a fost foarte ușoară. A ales folclorul. Și a ales, pentru prima probă, o melodie din repertoriul lui Gabi Luncă. Să o primim! Bună seara, Ingrid, și Bună seara, la mulți ani! Bună seara, ești foarte frumoasă în această seară. Hai să auzim ce spune juriul. Bogdan, te rog. Da, în primul rând, felicitări, maestre. Mi-a plăcut extraordinar de tare maniera minimalistă
în care s-a aranjat acest cântecel. Parcă i-am auzit pe frații Gore. Mi-a plăcut felul în care ai interpretat foarte mult. Se vede că ți se potrivește mănușă și de fiecare dată mă simt un pic nepotrivit când vorbesc și compar concurenții din Sud cu cei din Nord. Am spus și la concurentul de Adineauri. Te ajută faptul că ești de la Gorj în primul rând și în al doilea rând că ai stat în București. Uneori ai încercat să demonstrezi și te-ai dus un pic către o zonă un pic scolastică, așa, un pic școlărească. Se vede că faci canto, se vede că stăpânești foarte, foarte bine tehnica vocală, numai că în muzica lăutărească țigănească sau muzica lăutărească urbană nu se potrivește întotdeauna. De voce am discutat deja, acum ceea ce îți spun eu sunt finesuri și sunt note de subsol. Felicitări! Mulțumesc, Lisu! Mulțumim, Melise Stan! Dacă doamna Gabi Luncă ar fi fost aici să te asculte, ar fi venit lângă tine să te îmbrățișeze. Pentru că ai dus cântecul ei undeva în inimile tuturor care te-au ascultat. Și acea cadență pe care ai interpretat-o fără acompaniament orchestral chiar a fost de maximă virtuozitate. Bravo! Felicitări! Mulțumesc! Mulțumim, Cornelia! Din punctul meu de vedere, ai cântat perfect. Nu știu câte valuri de fiori m-au trecut, pentru că Bogdan Sărac, urechile lui numai astea auzeau și Niculina din coace la fel. Rar mi se întâmplă. La mine asta este important. Aici ce ajunge. Și crede-mă, ai ajuns acolo. Mulțumesc. Te felicit. Mulțumim. Mulțumim. Niculina. Tu ești o tânără care a plecat de micuță pe toate scenele acestei țări. Controlezi totul. Îți merg ochișorii de când ai intrat. Astea sunt lucruri pe care nu orice tânăr le are. Tu le ai cu desăvârșire, lăsând la o parte glasul care este foarte important, dar pe care tu îl ai, și prezența ta. Te felicit din tot sufletul. Mulțumesc din suflet. Mulțumim foarte mult, Ingrid. Succes! Ne vedem la proba a doua. Mulțumesc. Bravo. Bravo, Ingrid. Bravo. Bravo. Bravo, Ingrid. Ingrid. Mulțumesc. Cum a fost? A fost foarte bine. Atât am doresc, te rog, dacă se poate, Dănuț, ia un scaun. Pentru că Dănuț a primit șampanie. Și dacă poți, așa cum cântă lăutarii, cam vrem tot piesa asta? Ce vrei tu? Tot așa de durere și de jale? De jale. Uite-l, uite-l! Măi noroace, măi noroace, măi nene de te prinde, ce ți-aș face, măi, să te găsesc într-un loc, din trei părți ți-aș pune foc, dragă. Of, că la toți le-ai dă noroc. Aolo, numai mie mi-ai dat foc. L-ai nenorocit. Draga nenimă. Ce bine mă distrez. Ce bine m-am distrat. Păi voi ați vrut deja. Mulțumesc. Foarte, l-ai foarte frumos. Extraordinar de frumos. Te felicit din toată inima. Mie îmi place muzica lăutărească. Mulțumesc și eu. Felicitări, Ingrid. Mulțumesc. Ne vedem. Ne vedem. Și arăți foarte bine, trebuie să ți-o spunem. Ar părea ciudat dacă n-am spune, nu? A arătat foarte bine. Măi, e un compliment de la un bărbat. Hai, las. Te rog, frumos, să lupi ei băuturile din față. Următoarea concurentă s-a luptat de mică pentru a urma o carieră în muzică. Este singura din familie cu acest talent și la început n-a luat-o nimeni în serios. Între timp, toată lumea se mândrește cu ea. Pentru prima probă a fost ajutată în alegerea piesei chiar de bunicul. Doamnelor și domnilor, în scenă, Ștefania Varga. Succes! Te-ar bate
Ce atmosferă aici! La mulți ani, Ștefania! La mulți mulțumesc, ani. Junilor! Mulțumiri, la Silvie mulți Macra, încă o dată! Draga mea, parcă ești din alt timp, parcă e altcineva! A fost așa o surpriză să te văd în rochie de seară, cu părul desfăcut, față de cum le-ai obișnuit în primele tale apariții. Vreau să-mi spui cum a fost, care a fost reacția acasă, după ce ai venit de la semifinală. Absolut toată lumea a început să plângă când m-au văzut. De ce? Și m-au felicitat. Familia ta se cântă, o familie de artiști. Da, m-au felicitat, nu se așteptau, însă a fost frumos acel moment. Și acest moment, cum e în finală? E cum te așteptai? Nu pot să spun asta. Este un moment la care nu mă așteptam niciodată. Vedeți, maestre, cum ne hrănim noi cu emoțiile acestor tineri de atâția ani de zile. Bun, să vedem ce zice juriul. Cornelia, te rog. Doamne, hai. Deci, îmi face o deosebită plăcere să te felicit, pentru că am să-ți mărturisesc că eu mi-am pus un mic semn de întrebare, având în vedere că tu vii din Bistrița Năsăud. Și m-am gândit că probabil îți va fi mai greu să te adaptezi la acest stil muzical, dar crede-mă, te rog frumos, ai cântat atât de bine. Ești foarte bună. Vă mulțumesc. Mulțumim, Niculina, te rog. Vreau să-mi spui cum ai ales piesa. Bunicul, împreună cu bunicul meu am ales-o. Bunicul înainte cânta la tobe. Și el m-a ajutat să aleg această piesă. Tu n-ai avut niciun fel de altă piesă care să, eu știu, să consideri tu că ai putea să o interpretezi, să... Mi-a plăcut și aceasta. Eu vroiam să fac o paralelă cu cât ne-am străduit noi două să căutăm muzică lăutărească și să cântăm. Și să cântăm și noi două. Adică, o să vedem în seara asta. Prin ce focuri nostru, am trecut vai. Și cât de greu ne-a fost. Și mă gândeam cât v-ați frământat greu, da. Și voi și cât de greu v-a fost să alegeți. Pentru că nu este foarte ușor. Nu e ușor deloc, nu? Foarte ușor. Felicitări. Mulțumesc. Mulțumim, Elize Stan. A fost foarte bine, nu bine, foarte bine. Totuși, o remarcă am. A fost, după părerea mea, un pic scolastic. Chiar și micile greșeli, acelea pe care tu le-ai presărat intenționat de pronunție, au fost ca tu să intri în pielea personajului. Pentru că aici, știm cu toții, voi nu sunteți din filmul ăsta, interpretați niște roluri. A fost un pic scolastic. Dar a fost bine. Mulțumesc. Mulțumim, Grigore Leșe. Vă rog. Ce să zic de melodia asta? Ai v-a plăcut? Păi mi-a plăcut. Eu nu pot zice că nu mi-a plăcut. M-ar bate Dumnezeu. S-a descurcat cu acest păi cântec. Păi nu se descurce, că dacă se duce în Bistrița, o bată, ea zice, Doamne, te-am trimis acolo să ne faci cinste și tu, de fapt, nu te-ai descurcat. Sigur, a fost bine. Bun. Mulțumim. Bogdan, te rog. Mă bucur că am auzit o manea la Vedeta Populară. Da. E prima dată când aud o manea la Vedeta Populară, de când sunt eu în juriu. Ai cântat foarte frumos, nu m-am așteptat, deși știi cât de mult îmi place cum cânti, dar neașteptat de bine din punctul meu de vedere. Felicitările mele! Mulțumesc în suflet! Mulțumim! Hai că a fost bine! Gata, cu emoțiile, prima probă s-a dus. Pregătită pentru proba 2. Succes! Succes, ne vedem mai târziu! Ștefan! Te-ai descălțat? Umbli de sculță. Am murit. Deci chiar nu mai pot. Pe bune. A, de la ce? De la tocuri. Te-au bătut? Da. Nu sunt genul tău, tocurile? Nu neapărat, dar la costumul popular nu prea purtăm tocuri așa mari. Nu-s pantofii tăi de acasă? Ba da, sunt tu ai cumpărat, nu? Da. Și acum ai de gând să umbli așa în picioarele goale pe aici? Păi nu, neapărat. Slobod așa prin televiziunea? Bine, hai că mă încalz dacă... Încalți să te tragă la șale. Bine, hai. Cu damigeană și un pahar și cu unele mutare aș petrece așa până la ziua. Cu damigeană, cu rachiune că stai că viu mai am rapea de tine. Uite, vezi, cu tine aș putea să cânt, că m-aș lua după tine, da, singură, mi se pare că-s penibilă. Da, cu damigeană și un pahar și cu unele mutare aș petrece așa până la ziua. Cu damigeană Gianna, cura chiune neică, stai că viu, mai aproape de tine să fiu. Îmi place că voi cântați, voi vă aplaudați. N-aveți treabă cu nimeni. Pentru că te așteptam să ne aplaudi tu. Treabă cu nimeni. Și tu te culcai. Și eram ocupată aici așa. Ce faci, Lucian? Montez. Ce montezi? Și la protection. Care ce înseamnă? Ce înseamnă? Explică-mi tu, că eu nu știu. Înseamnă
faptul că este o folie pentru ecran, o folie de protecție pentru ecran, care are și chestia aia, cum îi zice, privacy mode. Adică în momentul în care ți-o... În momentul în care ți-o așezi pe telefon, nu mai vede cel care stă lângă tine în autobuz mesajele tale, pe care oricum n-ai vrea să le vadă nimeni. Dă-te la o parte. Tu chiar îl montezi? Da. Deci dai așa. Da. După care cureți de toate impuritățile. Știi? Da. Finala sezonului cu numărul 7, vedeta populară, se mută în Teleorman. Va urca pe scenă un viitor asistent medical, pentru care folclorul înseamnă totul. Muzică lăutărească, iată, n-a mai cântat deloc până acum. Vom vedea cum se descurcă. A luat această provocare foarte în serios, trebuie să vă spun. S-a pregătit mult în cele câteva zile de la semifinală și până acum. Doamnelor și domnilor, să-l ascultăm împreună pe Florin Pieleanu. Succes! Inel, inel de gaur, cu piatră la mijloc, ca o lor. Eu te-am iubit, copilă, dar n-am avut noroc. Inel de gaur, cu piatră luminoasă, gaulă. Eu te-am iubit, copilă, părinții nu mă lasă. Dragul nostru, la mulți ani! La mulți ani? La mulți ani. Gata, emoții pentru proba asta, cred că pentru fiecare dintre voi. Ți-a fost greu? Cu emoțiile, da. Lasă și cu cântecul, pentru că e alt gen. Da.
Să zicem, a fost puțin. Puțin. Nu ești foarte hot. Ești încă sub imperiul emoțiilor. Hai că te las, gata. Niculina, te rog, nu, că ai pierdut. Știi cum e? Tremură sub costumul ăsta tot. Așa. Cred, pentru că e dificil. Mă uitam la el și mă gândeam, Doamne, ce inflexiuni trebuie să fac acum, unde se duce, rămâne, tonalitate, ce se întâmplă. Sunt emoții mari. Emoții avem și noi aici, uitându-ne la ei, pentru că sunt tinerei, nu au foarte multă experiență. Și tu ai, Dănuț, emoții? Am emoții mari. Ia să mai sting din ele. Este foarte greu. Dar noi ne bucurăm pentru voi. Pentru fiecare inflexiune pe care o faceți, pentru fiecare piesă pe care o alegeți, ca să nu mai vorbim de interpretarea maestrului care ne copleșește așa și ne... Ca de și obicei. Ne bucură din tot sufletul. A fost bine, mie mi-a plăcut. Mulțumim. Elize Stan, vă rog. Florin, dragule, de cântat, ai cântat foarte bine. De interpretat însă, mai puțin izbutit. De ce spun lucrul ăsta? Păi când cânta Fărâmiță Lambru cântecul ăsta, storcea lacrimi publicului. Tu trebuie să transmiți. La un moment dat mai aveai puțin și începeai chiar să zâmbești. Noroc că ți-ai revenit pe parcurs. Ți-ai dat seama că nu e chiar un cântec, textul nu te duce către zâmbet. Aceste cântece lăutărești sunt făcute anume, de ce se cheamă de of și de inimă albastră? Ele exact asta trebuie să facă, să impresioneze, să emoționeze chiar până la lacrimi. Succes. Mulțumim. În continuare! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Oare la asta se referă muzica lăutărească? Oare după piesele acestea s-au orientat mari compozitori, marile concerte, Tchaikovsky și celelalte din Europa? Sau după tehnicile lăutărești de improvizație, de ornamentică și de culoare a sunetului? Dom'le, muzica lăutărească presupune altceva. Ascult tot și apoi... Nu altceva. Și altceva. Și altceva. Atenție, nu, da. Hai să zicem, e o nuanță, și altceva. Sigur. Bun. Deci despre asta e vorba. Deci ar fi vrut o altă alegere, asta da. Spune domnul Leșe, deci asta este ideea, pentru că erau și alte posibilități. Este adevărat, dar asta este alegerea lor. Bun, Cornelia, te rog. Având în vedere că tu, Florin, nu ai mai cântat muzică lăutărească, ar fi fost, după părerea mea, ideal să-ți alegi o piesă mai ușoară, pe care să poți să o duci, să-ți fie mai simplu să o duci. Iartă-mă, Cornelia, eu cred că e foarte important să atingă și piese care sunt grele și să există o provocare pentru ei. Corect, Niculina, adică, dar nu când ești într-un concurs și când știi că n-ai să poți să duci până la capăt. Că sunt alți, adică te gândești ce concurenți sunt. Și dar eu cred că el a cântat corect. Că a cântat corect, dar n-a fost acolo. Nu m-a făcut să plâng, cum zicea doamna Elize Stan. Nu poate fi niciodată acolo, pentru că n-are cum să fie. El nu are, nu putem noi, cei care avem un pic de... Exact asta am spus. Dar el a stăpânit, zic eu. El a stăpânit. Este părerea ta. Că părerea nu... mea da, este că a stăpânit, da, a fost da, corect, da. N-a fost fals. Asta dar spun. Acel suflu a cântat care se corect. Cere la muzica asta lăutărească, eu n-am simțit-o. Bun. A nu se înțelege că e o problemă mare. Doamne, iartă-mă. Bun. A înțeles, Florin, exact. A înțeles. Liniștit, că e băiat deștept. Bun, Bogdan, te rog. În ce măsură asculți tu muzică lăutărească acasă? Asculți muzică lăutărească? Ascult. Și care ți se pare ție cea mai importantă chestie la muzica lăutărească? Mie mi s-a părut că te-ai concentrat prea tare pe linia melodică și prea puțin pe improvizat. Șmecheria la lăutărie să improvizezi. Să cânti niște lucruri pe lângă, chiar dacă nu ești foarte pe linie. Tu te-ai concentrat să cânti ca la școală, inel, inel de aur, să-și ducă cu piatră proba. Scumpă la mijloc, aoleu măi, eu te-am iubit pe tine. Nu este lăutărești. Putem puțin, maestre, mă puteți ajuta cu țambalul și cu basul să-ți arăt, nerespectând neapărat linia melodică, să înțelegi exact la ce mă refer, în aceeași tonalitate. Inel, inel de aur, cu piatră scumpă la mijloc, mă. Bravo, Bogdane! Și încă una. Eu te-am iubit pe tine, dar n-am avut noroc. Eu te-am
părinții nu mă lasă. Ceva de genul. Acum m-am chinuit. Mulțumesc, maestre, să rămână. Mulțumesc din suflet. M-am chinuit să nu respect linia melodică. Am încercat să o stric cum ar veni, ca și cum nu ești întocmai pe melodie. Important este cum te joci cu cântecelul respectiv. Aia, asta e tot. Bravo, Florin. Doamne ajută! Mulțumim! Multe recomandări și mare atenție la proba a doua. Succes! Succes! Ne vedem mai târziu. Mulțumim, maestre, mulțumim! Frumos, frumos, Bogdan, bravo! Ultima finalistă vine de la Suceava, mai exact din Marginea, satul în care s-a născut și în care vrea să se întoarcă după ce termină facultatea. Diana visează să ajute copiii de acolo să descopere folclorul și împreună să păstreze vii tradițiile pe care le-a moștenit de la bunici. A ascultat o singură dată cântecul lăutăresc pe care îl prezintă în prima probă și a știut de atunci că îi se potrivește. Să o ascultăm așadar și să-i spunem succes Dianei Lungu! Aș munci la plug și coase, aoleu măi. Măi, negă dragă, numai să te am acasă. Să mor, să mă prăpădesc, negă dragă, te-am iubit și te pastrama. Măi, negă dragă, inima mi se topește. Aș iubi tot, aș mai vrea, dar mă frige, frățioare, inima. Să mai vii o damigeană și o bucată de pastramă. Draga noastră, la mulți ani! Bună seara și la mulți ani! Nu mă pot obișnui cu voi în rochii de seară. Foarte frumoase, fiecare mulțumesc dintre voi. Cum ți-a fost? Greu. Greu, greu? Dar frumos. Da. Muzica lăutărească, ai mai cântat? Nu. Este niciodată. Prima dată. Niciodată. Premieră absolută. Da. Deci, în lupta cu o această adevărată piesă, provocare. Ai câștigat. Da. Hai să vedem ce zice juriul. Elize Stan, vă rog. A fost foarte bine, Diana. Ai reușit să interpretezi acest cântec care nu este deloc ușor, ai reușit să arăți și o altă fațetă a calităților tale interpretative. Bravo! Mulțumesc! Mulțumim! Bogdan, te rog! Am încheiat această probă, se știe că este proba mea preferată din acest concurs, cu Aș munci la plug și coasă, cântecel din 82, Romica Puceanu cu Ion Albeșteanu au imprimat acest cântec.
am să-ți spun și de bine și de rău. După părerea mea, ăsta e un cântec cam făcut. Trebuie să spun că pe cât de făcut am zis eu că e acest cântec, este cântecul preferat al iubitei mele. Aș munci la plug și coasă, nu mai stăteam acasă, l-ascultă toată ziua pe acasă. Deci e un cântec de care mă leagă destul de multe. Mi-a plăcut de tine din punct de vedere ritmic. Ai transmis, lucru care este mult mai important, în umila mea opinie, decât să cânti perfect. Și pentru ai transmis, mi-ai amintit un pic de Romica și cred că ăsta nu e un lucru puțin. Mi-ai amintit un pic de ea. Bravo! Mulțumesc! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Tiana s-a impus prin ambitusul glasului. Eu nu mă leg de genul muzical. Dacă ea vei avea o îndrumare bună și oameni care se pună în glas genurile potrivite, ea va străluci în viitor. Una peste alta și luând de la început cu C5, ea a fost cea mai prezentă pe proba asta. Mulțumesc! Mulțumim! Succes! Ce să zic? Doamne ajută să ne vedem și în proba a doua. Mulțumesc. Succes! Gata. Cine e? Șampania. Atunci intră! Prima probă a finalei s-a încheiat, doamnelor și domnilor. Am început seara cu 5 concurenți, dar vor merge mai departe numai 3 dintre ei. Îi invit în scenă, în aplauzele tuturor. După prima probă, juriul a decis și vom afla care sunt cei 3 care merg mai departe pentru proba a doua. Vă doresc succes! Deja mă număr printre câștigători, deoarece am ajuns până aici. Și nu este puțin lucru să ajungi până în finala unui astfel de concurs. Tot ce-mi doresc este să ajung în proba a doua, să cânt șlagărul zonei mele Gorj, pentru că este o piesă pe care o simt într-un anumit mod și vreau să vă fac și pe voi să simțiți ce simt și eu. Pentru mine important este să trec de prima probă, pentru că la ce piesă am ales pentru proba a doua, sunt sigur că voi câștiga. Cred că este un moment prea frumos și n-aș vrea să termin aici. Simt eu așa. Acasă. Doamnelor și domnilor, am să o rog pe Cornelia Rednic să ne spună care este primul nume care merge mai departe în proba a doua. Mă încearcă niște sentimente, nici nu știu cum să vă spun. Aș vrea să fac un anunț prin care toți 5 să fiți în momentul ăsta câștigători. Dar suntem la vedeta populară și acest lucru nu se poate. Îmi face însă plăcere să-l anunț pe primul concurent care merge mai departe. Ingrid merge, este prima care merge mai Ingrid departe. Ingrid Boingiu merge mai departe. Felicitări, Ingrid, te invit în culise alături de colegii mei. Ce pot să zic? Sunt cea mai fericită. Cred că e cel mai frumos moment din viața mea că am ajuns până aici, că nu știu, mai atât de puțin și e totul ori nimic. Da, ce pot să zic, sunt recunoscătoare și extrem de fericită. Bogdan Mihai Simion ne va spune cine este cel de-al doilea concurent care merge mai departe în proba a doua. Următorul concurent ce va merge mai departe în proba a doua este Ștefania Varga. Ștefania Varga merge mai departe în finala din această seară pentru proba a doua. Succes, Ștefania, ne vedem mai târziu. Și acum au mai rămas doar 3. Unul dintre ei va merge mai departe. Elize Stan, vă rog. Astăzi, astrele au fost favorabile fetelor. Cea de-a treia concurentă, Diana Lungu. Diana Lungu merge mai departe, băieții însă nu. Sunt extrem de fericită. Nici, nu știu, n-am avut, am plecat cu lacrimi în ochi, am venit cu lacrimi în ochi. Când am văzut că a strigat primul concurent, al doilea, deja
am simțit că astrele, cum a zis doamna Eliza, n-au fost de partea mea astăzi. Nu știu, emoții foarte mari, mai mari decât în semifinal. Dacă în semifinal am fost sigură că voi trece în finala, acum așteptările mele erau undeva la 15%, să zic așa. Florin, Gabi, mulțumim și vă așteptăm aici, bravo, la Televiziunea Română. Bravo, succes! Bravo. Iată, juriul vă aplaudă, pentru că știți, bravo, și voi ați fost foarte buni până în această seară. Greu de demonstrat, iată, pe muzică lăutărească. Diferențierea între ei este cumva greu de făcut, dar trebuie făcută. Până la finalul serii vom afla, dragi prieteni, numele câștigătorului trofeului Vedeta Populară și al marelui premiu de 100.000 de lei. Vă rog să-mi permiteți să mulțumesc Rea Costa pentru ținuta mea din această seară. De asemenea, mulțumiri speciale sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă, Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Ne-a ajutat să fim hidratați cu o combinație excepțională de pH și alcalinitate, sponsorul nostru Perla Moldovei. Mulțumim foarte mult pentru sprijin. Acum, doamnelor și domnilor, vă rog frumos să-mi permiteți să-l invit alături de mine pe maestrul Nicolae Bodgros. Vă rog frumos, aici, în această scenă mare, mi-a fost dor să vă văd aici la finala Vedetei Populare și știu că ați pregătit un moment special acum. Ce ascultăm? Avem un moment special, nu înainte de a spune încă o dată la mulți ani tuturor românilor să le spun viață frumoasă, sănătate, multă, multă în casă. Iar noi am pregătit un colaj așa frumos de melodii osuite țigănească și vreau să mulțumesc pe această cale Junii Sibirului, doamne Silvia Macrea, că ne-a ajutat cu echipa de dansuri extraordinar. Așa este, Junii Sibiului vor fi alături de maestrul Bodgros, de Orchestra Lăutari, într-o coreografie semnată de Silvia Macrea și Alessia Sas. Noi ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. Rămâneți alături de noi, maestrul Bodgros și Orchestra Lăutari. Se cântă Bodgros, omul că i-a spus lui, haideți cu toții la show!
Sponsor Shield Up. Catena susține obiceiurile, tradițiile și cântecele românilor. Farmacia inimii Catena.